Struguri pentru tine! Ai față de strugure! Yuhu! Fructe aici! Fructe peste tot! Fructe, fructe, fructe! Tigaie! Beau dintr-o tigaie! Tigaie! Oaie! Foaie! Baie! Ups! A căzut copacul! Nu mai suport haosul ăsta! Stai puțin! Aaa! Zbor ca o prințesă! Sunt cel mai bun tată din lume! Tati, pot să spăl vasele cu detergentul ăsta? Ah, vrei să speli vasele? Sigur, detergentul ăla e perfect! Ce de detergent! Face spumă și alunecă! Face cam mult zgomot spălând vasele? Ia să verific ce face! Oh, ce mizerie a făcut! Nu vrei să folosești buretele ăsta în loc de degete? Nu! Bureții sunt plictisitori! Mâinile sunt distractive! Vezi? Totul e curat, chiar și degetele mele! Stai puțin! Cred că tocmai am descoperit o soluție extraordinară! Ok, am nevoie de buretele ăsta, evident, pe care o să-l desfac! Am nevoie de partea aspră și verde! O să folosesc o foarfecă și o să tai partea asta în fâșii! Așa! Apoi am nevoie de mănuși de cauciuc și de niște lipici! O să pun lipici peste fiecare deget al mănușii de cauciuc, dar și pe palma mănușii! Acum pot lipi în palmă buretele galben apăsându-l peste lipici! Apoi lipesc la fel fâșiile verzi pe fiecare deget! Gata! Am obținut o pereche deosebită de mănuși de spălat vasele! Olivia, uite ce ți-am făcut! Mănuși deosebite de spălat vasele! Îmi plac lucrurile deosebite! Dă-le încoace! Pune-mi-le pe mână! Ce distractive sunt! Îmi plac foarte mult! Am și eu una! Acum hai să terminăm de spălat vasele! Stai să-ți pun niște detergent de vase pe buretele din palmă! Așa! Ești gata? Hai să curățăm lună vasele astea! Wow! Uite ce rapid spălăm vasele! Gata! Am terminat de spălat toate vasele! Bravo! Bate palma! Ah, nu așa. Ah, nu mai contează. Voiam să spun că am făcut treabă bună împreună. Oh, nu! Am spart cana. Acum iar am ceva de curățat. Mi-e sete. O să-mi pun niște apă în pahar. Of, nu pot deschide bidonul cu apă. Tati! M-a strigat cineva? Ia să văd ce e. Ce e? Ce ai pățit? Apă! Vreau un pahar cu apă! Mi-e sete! Serios? Ok, poftim, îți deschid eu bidonul! Stai să-ți și torn niște apă, ca să nu verși nimic! Ok, cred că e suficient! Poftim! Super! Apă! E bună, bună, bună! Mersi, tati! Acum pot reveni la ce făceam și mi-am luat și o gustare! Tati! Glumești? Acum ce mai vrea? Ce mult îmi place apa! E cea mai bună! Tati! Ce n-ai? Iar? Apă, apă, apă! Ah, nu-mi vine să cred cât e ceasul! Sunt epuizat! Am nevoie de un pui de somn! Tati! Ha? Poftim? Nu mai pot! Trebuie să fac ceva ca să rezolv problema asta! Stai! Știu ce pot face! Așa, o să încep cu paharul ăsta de hârtie! Ar trebui să-l decorez cumva dacă vreau să-l folosească! Așa, i-am lipit un elefant. Acum am sticla asta de suc. O să o bag în pahar fix așa. Apoi o să dau o gaură fix aici. O să bag un pai prin gaură. Parcă ar fi o trompă de elefant. Gata! Mi-e sete iar și nu mai am apă. Hei, ți-am adus ceva! Nu-i așa că arată super? Uite, îl las pe masă. Un pahar cu elefant! Trebuie doar să desfaci capacul. Voila! Sucul curge singur. Apoi înfiletez capacul la loc. Suc de la elefant! Mersi, tati! Cu mare drag! Acum pot face asta singur și nu trebuie să mă mai strigi de fiecare dată. Sucul e delicios! Stai! Tati a plecat! Am o idee bună! Vino aici, elefantule cu suc! N-am nevoie de pahar! Suc! Gu, 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 gu! Hă? Stai! Ce s-a întâmplat cu sucul? S-a terminat! Tati! Nu mă simt bine! Scumpa mea, te simți rău în continuare? Da! Ok, păi ți-am adus ceva care să te ajute să te simți mai bine! Ce e ăla? E sirop de tuse? Nu! Siropul de tuse e grețos! Nu vreau! Oh, Olivia! Dar o să te ajute să te simți mai bine! Tati! Mi s-a terminat tot sucul! Mai vreau! Da, bine, îți mai aduc niște suc. Ia stai puțin. Paharul ăsta cu pai, siropul de tuse. Cred că am o idee genială. Ia să vedem. În regulă, i-am luat paharul. O să-i scot capacul. Am siropul aici. O să deschid sticla. O să o bag în pahar așa. Încape perfect.
și apoi pot pune capacul și paiul la loc. Ok, cred că o să funcționeze. Ia să încerc. Scumpa mea, m-am întors și ți-am adus ceva de băut. Super, mi-e și sete. Vai de mine, îl bea, funcționează. Hei, tati, acum mă simt mult mai bine. Super, mi-a trecut. Mersi, tati. Oh, mă bucur că te simți mai bine, Olivia. Hai să ne jucăm, haide, joacă-te cu mine, tati. Oh, scumpo, poate te poți juca fără atât agitație. Hai să ne jucăm de fața scuselea. Stai, cărți! Nu, nu-mi plac cărțile, ia-le de aici. Poate n-a fost o idee bună totuși. Iară că sunt copacul. Acum o să mă duc încolo și apoi încoace. Și copacul ăsta trebuie să cadă. Bum! Oh, viața mea e un coșmar. M-am un pic de liniște în casă. Vin! Oare cine e? Oh, am primit un colet! Ce drăguț! Îmi plac mult pachetele! Abia aștept să-l deschid și să văd ce conține! Vrum! Pa, pa! Au! Ce mă... Oh! Of! Oh, nu! Am scăpat coletul și scrie pe el că e fragil! Poate n-a pățit nimic? Ah, nu sună bine deloc! Stai puțin! Mi-a venit o idee genială! Ok, o să dau scociul la o parte și o să deschid cutia. Ah, da, s-a spart. La naiba. Asta e. Nu-mi trebuie acum. Am nevoie de cutia asta. Am vopsit-o cu roșu. Arată bine. Apoi am nevoie de un cutter pentru că o să o decupez. O să tai cutia vertical trăsând două linii așa. Gata. Bucata de carton eliminat are formă de curea. Dar n-am nevoie de ea. Ah, stai. Știu ce trebuie să fac. Trebuie să o decorez. Stickerele sunt perfecte pentru a înfrumuseța cutia asta. Am lipit inimioare și biciclete peste tot. O să arate super. O să o așez aici la baza scărilor. Nu arată rău deloc. Olivia, vino să vezi ce am pentru tine. Wow, ce e asta? Ce tare arată. Uite, inimioare și biciclete. E un suport pentru bicicleta ta. Mersi, tati. Așa nu o să mai stea pe jos și o să știi mereu unde o găsești. E una dintre cele mai reușite invenții ale mele. Au, serios? Vai de mine, arată absolut delicios. Super, vreau și eu una. Pa! Ia să vedem. Nu știu dacă sunt de acord cu articolul ăsta. Biscuiți! Da, are dreptate pe aici, pe acolo. Cred că trebuie să mă mai documentez puțin. Stai așa! Unde au dispărut toți biscuiții mei? Bolul e complet gol! Olivia! Bună, tati! Mi-a mâncat toate gustările! Ok, mi-am ascuns gustările sub perna asta. Sunt singur în cameră. Pot să mănânc liniștit. Abia așteptam să mănânc asta. Îmi plac foarte mult pufuleții cu brânză, sunt delicioși! O să pornesc și filmul, vreau să văd finalul. Bună, tati! Oh, pufuleți cu brânză, dă-mi și mie! Pa, tati! Oh, nu am deloc parte de liniște aici, nu mai suport! Trebuie să rezolv cumva situația. În regulă, cred că pot face ceva. Am capacul ăsta de oală. O să-l pun invers peste bolul cu pufuleți. Acum am nevoie de ceva ce nu-i place. Niște brocoli e perfect. O să așez buchețelele astea peste capac. Acoperă complet pufuleții cu brânză. Nu-i poate vedea nimeni. Mai am nevoie de puțin brocoli aici și aici. Perfect! Acum pot reveni la film. Ah, sunt sigur că o să fie o metodă de succes. Tati! Îmi mai dai niște pufuleți, te rog? Stai! Ce e asta? Brocoli? Ce grețos! Stai! Nu vrei o gustare de la mine? Nu! Că... A funcționat perfect! Uite ce repede fuge! Ce grețos! Nu voiam să mănânc brocoli, de fapt! De fapt, voiam să mănânc pufuleți! Exact! Hai la tata! E timpul pentru ceva bun! Ah, meritam așa ceva! Am muncit prea mult! Tu cum ți-ai ascunde gustările? Spune-ne într-un comentariu! Și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru a nu rata distracția!